Ne aflăm la Ploiești, la Festivalul Internațional al Șahului în Școală, ce se desfășoară în perioada 3-9 iulie. Este un festival deosebit de frumos, cu sportivi de pe 4 continente, 8 țări. Sunt prezente delegații din Mexic, Spania, Ucraina, Polonia, Moldova, Grecia, Israel și, evident, România. Toți acești copii vor lupta pe tabla de șah, este adevărat, în echipe de câte 4, 2 băieți și 2 fete. Sunt foarte multe premii, sunt foarte multe cupe, medalii, dar mai mult decât atât este premiul cel mare, care este o participare, să zicem, gratuită în Kazahstan la campionatul mondial școlar. Festivalul Internațional Șah în Școală este o consecință firească a proiectului național Șah în Școală, proiect susținut de Rompetrol și început acum 2 ani. Este unul dintre cele mai mari, cele mai vaste, cele mai complexe proiecte de șah susținută vreodată în România. Avem peste 50.000 de copii pe care noi am învățat să joace șah. Avem peste 41.000 de manuale care au fost distribuite gratuit. Avem peste 23.000 de copii care au participat la evenimentele noastre și mai mult decât atât sunt mii de profesori care au fost formați în acești ultimii ani. Este o bucurie deosebită pentru noi, pentru orașul Ploiești, că acest Festival Internațional al Șahului în Școală se găzduiește aici, la Palatul Culturii. Țin să mulțumesc foarte mult partenerilor Rompetrol pentru susținere. Îmi place să joc șah pentru că e un joc care mă inspiră de mic și e un joc care mă ajută la niște materii de la școală. Cea mai frumoasă amintire e când în 2021, la campionatul național, când am aflat că am luat locul întâi la Blitz. Am luat așa multe premii că nu le mai putem număra.